Culiță-Sterp nu a ucis un om cu mașina în 2016. Care este, de fapt, adevărul din spatele informațiilor apărute public? De câteva zile, în mediul public au apărut informații conform cărora Culiță-Sterp ar fi vinovat pentru moartea unei persoane, deces provocat în urma unui accident rutier pe o șosea din Caransebeș. Informațiile apărute spuneau faptul că manelistul, în 2016, ar fi lovit o altă mașină, eveniment soldat cu un deces. În urma acestei tragedii, Culiță Sterp, pe numele real Nicolae Sterp, ar fi fost condamnat la închisoare, având acum cazier. Însă, acum adevărul a ieșit la iveală și se pare că totul este doar o știre falsă, care a luat amploare. Nu Culiță Sterp, a ucis un om la mijloc fiind vorba despre o coincidență de nume, ceea ce l-a și adus în mijlocul unei asemenea situații. Conform Clujust Ro, un bărbat cu același nume, Nicolae Sterp, ar fi provocat accidentul din 2016 și tot el la decizia definitivă a Curții de Apel Timișoara. A primit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, după ce a dormit la volan și a izbit din plin o altă mașină aflată pe șosea. De asemenea, aceeași sursă menționată anterior mai spune și faptul că a intrat în legătură cu avocatul care l-a reprezentat în instanță pe Nicolae Sterp, adevăratul. Vinovat de accidentul din Caransebeș. Și, conform apărătorului Ion Vulpoi din București, cântărețul nu are nicio legătură cu tragedia ce a avut loc în anii trecuți. Doar numele îi leagă pe cei doi bărbați, în rest, fiind multe diferențe între ei respectivul bărbat are propriul magazin de carne și lactate în Reșița, s-a născut la Sibiu, nu la Hunedoara, precum Naelistul și are 35, nu 30 de ani vârsta actuală a artistului. În consecință, pentru că multe publicații și televiziuni au făcut publice informații conform cărora manelistul ar fi fost vinovat de decesul acelei persoane în 2016. Aceeași sursă spune și că avocații de la cabinetul lui Călim Budișan din Cluj, care îl reprezintă pe fiul cel mare al familiei Sterp, au pregătit deja notificări și acțiuni în justiție pentru rostogolirea în spațiul public al unor informații false și atât de grave. Astfel, cântărețul vrea să-și facă dreptate și să-și apere imaginea.